Lady, mă supăr pe tine. Da, nu știu cum să le răstorn. Desfă-le și aia la altă conservă să le-o dai. Dă-le mă și de dincolo, că de-aia am adus-o. Da, nu, lasă să mănânce. Lasă să mănânce. Ai de la doamna doctor Petrinca, eu adus-o la Blackie. Nu le mai dau pe ei. Da, ce să-ți povestesc, lasă. Ce mâncare aia de câini? Da, e mâncare de câini. Carne, nu mâncă nici oameni așa câini. Da. Câine, no, carne. Nu, ce faci, amu? Nu mai dau, așa, vezi? Da. Vii câțiva zeci de lei o cutie de aia, nu? Asta e 12.000. 12.000? 12 lei. 12 lei, nu aia da. Dar mai prinde și pisici. Păi mai scump țigările de aia. Și ți-e convine să dai 12 lei pe săptămână pe asta? Eu dau pe zi. Dar ce, e așa de mult? Pe zi eu dau 12 lei, alții fumează 15 lei pe zi. Fumez 25 pe zi. Nu, da, eu fumam 3 pachete de BT la zi. Cât era, ce zici? Pe vremea. Pe vremea. Pe vremea până nu s-au scumpit sigările. Asta nu știe. Asta nu mai mâncă gata. Lasă că vorbim cu Tania și mai aduce mama. Aia de la Mihaela Petrinca au cumpărat-o la Blackie. Dar Blackie la regim. Da, nu. Nu, dar nu mai mâncă. Să ai bas și mâine și vorbesc cu Tania și îți mai dăm două, trei conserve. Da, dar nu mai, acum nu merge. Lasă că dacă mâncă ursulețul. Ăsta negru ce rasă? Cocker. Cocker. Spaniol, da. N-are nici un gram de stare, mă, frate. Nu-i voie în cutie cu năsucul că te tai, mamă. Eu da să taie, că domnul nu se mai duce. Da, nu-i voie. Cum să o las să taie, domnule? Că mi-e mis dragi animalele. Mama, cu fica. Cum i-a sărut cu fina de mii pe cu ăla negru, cu ăla pe să juca. Da, cu pe chinezul. Merg, că ți-e...